Un bărbat în vârstă de 92 de ani a murit înnecat în râul Jiu. Evenimentul a avut loc în județul Dolj, comuna Breasta. Zeci de forțe l-au căutat pe bărbat ore în șir după ce au fost anunțați de dispariția acestuia. După ore în șir de căutări, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost scos la suprafață, iar medicii i-au declarat decesul. Un apel venit la 112 anunță că pe raza comunei Breasta în râul Jiu, o persoană de aproximativ 92 de ani ar fi dispărut. La fața locului au fost trimise forțe din cadrul secției de pompieri Craiova, un echipaj SAJ, scafandrii de la ISU Dolj. În sprijin au venit și scafandrii de la ISU Mehedinți. După aproximativ 7 ore de căutări, trupul bărbatului a fost recuperat din apele Jiului, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Dolj, Tania Vâlceanu. Urmează ca polițiștii să facă cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările prin care bărbatul și-a găsit sfârșitul.